aș avea rugămintea să plecați. Adică eu vă înțeleg și pe dumneavoastră, dar încercați să ne înțelegeți și pe noi ca și familie. Da, am și ieșit, acum să vă zic tuturor să plecați la voi, la televiziuni sau de unde să vă scoți, da? Dumnezeu să-l odihnească. Sper să fiți și voi alături de noi, să ne rugăm pentru Adrian și pentru domnișoara doctoriță, să ne rugăm pentru cei care au supraviețuit miraculos, să fie bine în continuare și să ne rugăm ca Albert să reușească să treacă peste această mare nenorocire. I-ai spus copilului? Vă mulțumesc. Da, i-am spus. Mersi de înțelegere. Da, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem, continuăm discuția.